Hotelurile de la malul mării pun la bătaie oferte atractive de revelion. Deși numărul unităților de cazare deschise în sezonul rece nu este mare, câteva hoteluri de 3, 4 și 5 stele din Mamaia, Eforie și Techirghiol au pus la punct pachete speciale. Bucătarii au intrat deja în febra pregătirilor. De revelion am pregătit ceva mai special. Știu ca de exemplu, în noaptea de revelion vor servi o gustare, după care va veni un felul, doi zis, un cocktail de creveți, după care vom avea ținând cont că tot am venit la mare, o să pregătim un inel de dorada cu un sos de șofran și șampanie și icre de Manciuria, cu un piure de mere și nuci și puțină cremă de trufe. După care vor avea felul principal, zis așa, un piept de rață cu sos de portocale roșii. Prețurile încep de la 240 de lei pentru o noapte de distracție și pot ajunge chiar și la 2900 de lei pentru un sejur complet cu masă, cazare și acces la spa. Există și posibilitatea unui sejur peste hotare. Agențiile de turism îi ajută pe cei nehotărâți cu câteva oferte la sminit. În această perioadă prețurile sunt, putem spune, accesibile și comparabile pentru aceste destinații exotice. Vorbim de tarife de 1600 de euro pentru Thailanda sau pentru Singapore, iar dacă venim către Dubai, atunci la 700-750 de euro găsim un pachet la un hotel de 4 sau de 5 stele. Potrivit meteorologilor, vremea va ține cu cei care aleg să-și petreacă noaptea dintre ani la malul mării. Chiar dacă nu vor avea parte de fulgi de nea, temperaturile vor fi pozitive și vor urca până la 5 grade Celsius.